Bine v-am regăsit, dragi elevi, Cătălin Stănescu este numele meu și în acest video vă voi ajuta să descifrați ideologia nazistă, dar și câteva practici naziste. Întâi vom vorbi despre ceea ce înseamnă ideologia nazistă. Ideologia nazistă s-a bazat pe cartea scrisă de către Adolf Hitler în perioada în care se afla în închisoare, Mein Kampf, care se traduce prin lupta mea. În această carte, el afirma că în lume sunt rase de oameni superioare, dar și rase inferioare. Principiile ideologiei naziste sunt următoarele. Inegalitatea raselor fiind cea care i-a călăuzit pe naziști. Naziștii considerau că rasa superioară era numită cea ariană, adică bărbații sau prototipul de om blond cu ochii albaștri, adică rasa germanilor puri, iar celelalte popoare latine, de exemplu, erau considerate o rasă medie, rasele inferioare fiind cei slavi și cea mai de jos treaptă fiind cea a negrilor, a țiganilor și a evreilor. Evreii erau văzuți ca rasă semită. Între aceste rase există o luptă pentru supraviețuire în care spunea Hitler că o câștigă doar rasele superioare. De aceea rasa ariană trebuia să aibă menirea să stăpânească lumea, deoarece superioritatea ei o îndreptățea să facă acest lucru. Un alt principiu al ideologiei naziste este că germanii nu aveau suficiente resurse pe teritoriul lor și de aceea trebuiau să aibă un spațiu vital, adică să-și creeze un imperium universal pentru a duce o existență normală. Un alt principiu al ideologiei era că Germania trebuia să răzbune umilința tratatului de la Versailles, Germania fiind declarată unică vinovată pentru declanșarea războiului, trebuind să plătească reparații de război și pierzând niște zone, Alsacia și Lorena plus bazinul carbonifer Ruhr. De asemenea, respingerea democrației, a liberalismului și a comunismului sunt caracteristici pentru ideologia nazistă. În ceea ce privește practicile totalitare pe care le regăsim în regimul nazist, trebuie să spunem faptul că după ce creează un incendiu la un parlament german și aruncă vina pe comuniști, Hitler cere puteri depline în parlament, pentru că, spunea el, e mai ușor de luptat împotriva comuniștilor, iar Parlamentul le votează. Acest lucru se întâmplă în luna martie 1933. În 1934, președintele Hindenburg moare, iar Hitler preia în acel an și funcția de președinte al Germaniei. Din acel moment suspendă libertățile publice, Partidul Comunist este interzis, celelalte partide se autodizolvă, astfel că Partidul Nazist rămâne singur partid, adică partid unic, începând din 1933. După acest eveniment, Hitler își omoară adversarii sau concurenții din partid în noaptea cuțitelor lungi. Ca și altă practică politică, puteți spune despre existența poliției politice numită Gestapo și trupele SS ale lor, care sunt instrumentele prin care își elimină atât adversarii cât și evreii. De asemenea, o altă caracteristică sau o caracteristică a regimului nazist este politica antisemită, adică dusă împotriva evreilor. Împotriva evreilor se dau anumite legi rasiale în 1935, numite legile de la Nürnberg. Prin acestea se prevede că orice cetățean german sau că era doar cetățean german acea persoană care era de origine pur germană și prin această lege iarăși se interziceau căsătorile dintre evrei și dintre germani. Pasul următor a fost înregistrat în 1938, când evreii sunt scoși din instituții publice, din școli și trimiși în lagăre. Din 1942 se adoptă măsura finală împotriva evreilor, adică Holocaustul sau Soacul, până în 1945 în lagăre de exterminare precum cele de la Majdanek, Treblinka, Auschwitz, Ravensbrück, sunt uciși aproximativ 6 milioane de evrei. Cam acestea sunt în linii mari
ideologiile și practicile politice naziste.